Clădirea Monument Istoric Transilvania din Zalău datează din anul 1854. Edificiul a fost realizat în stilul eclectic, existent în Transilvania la cumpăna dintre secolele 19 și 20. Pentru a putea redeveni funcțională, construcția, aflată în Paracina, a avut nevoie de lucrări ample de reparații și restaurări. Astfel s-au reabilitat în total aproape 1800 de metri pătrați de clădire și s-au restaurat 250 de metri pătrați de pictură murală. Tavanul sălii este cel care atrage toate privirile, deoarece aici se găsește o pictură murală în ulei, realizată în stil secesion, în suprafață de 280 de metri pătrați. Este posibil ca aceasta să fie cea mai întinsă pictură de acest fel din România, fiind un rafinament care ne duce cu gândul spre palatele austriece construite în aceeași perioadă. În timpul lucrărilor de reabilitare a picturii a fost descoperită o inscripție conform căreia pictura a mai fost restaurată în 1930. Nu au fost lăsate deoparte nici aleile, parcările, trotuarele și spațiile verzi, care au suferit de asemenea lucrări de modernizare. Cu un nou aspect, clădirea Transilvania este pregătită să-și primească vizitatorii. Cea mai importantă etapă și, credem, cea mai grea până la urmă a fost tocmai refacerea acestei sale, a picturii de pe acest tavan, cu toate celelalte elemente care compun și îi dau funcționalitate acestei săli. Dacă e să vorbim de ceea ce ne-am dorit, este tocmai ca această clădire să pună în valoare o sală extraordinară, excepțională, am spune, în care se pot desfășura foarte multe activități, de la cele culturale, educative, teatru, chiar film, spectacole folclorice, conferințe și până la ceea ce a fost inițial ca și destinație această sală, baluri și spectacole de caritate. Proiectul care a făcut posibilă reabilitarea clădirii Monument Istoric Transilvania a fost realizat prin Regio cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.